Bună ziua și bine v-am găsit, bine ați venit la Casa Comunului Didactic din Galați, la o ediție aniversară, pot să spun, a Catedralei Merito, pentru că pe 4 iunie această clădire a Casei Comunului Didactic a primit 84 de ani de la inaugurare. A fost inaugurată în 4 iunie 1939. Și am ales să o sărbătorim astăzi prin această carte de Merito, la care invitații avem invitații Rudolf, sunt profesorul Bogdan Socialu de la Universitatea din California, care este profesor de matematică, la profesoara Alina Iorga, o profesoră la Universitatea din Galați, profesoră de literatură de limba română. Cum se învață acestea? Probabil că am învățat câte ceva de la limba română. Dar astăzi vom învăța mult mai multe de la profesor de invitații noștri. Vă mulțumesc! Mulțumim că ați venit și că sunteți aici. Da, chiar mulțumesc și fața. E un context turbulent. După cum știți, nu vă stăm într-o lume, s-a mai spus și foarte cald, cu atât mai mult, e o mare bucurie pentru mine să vă învățăm în ziua de azi. Mai ales că profesor Bogdan Socialu, scriitor Bogdan Socialu, am venit la Parfență, dar am avut mai mult ea, pe fixă de mine, pentru că fica se vede cu oameni, e arte, e literatură. Bogdan sunt la 3 ore, deci e prima dată fizic aici. Și pentru că anterior de cabinetul medical online, care s-a desfășurat la Bogdan, a fost realmente două momente de succes interesat de proiectul nostru, toată pentru mă bucur să fim ascultați. De asemenea, vreau să-mi mulțumesc profesoarea Iorga, care nu doar că prezintă literatură la cealaltă la Universitatea Dunărea de Jos, dar chiar este una dintre vocile critice ale acestei organizări, în următoarea de informații. Cealaltă autoarea mai multă de texte de universitate. Pentru că vreau să fie ca de fiecare dată întâlnire cât se poate de bine, și pentru că tema întâlnirii noastre de azi este migrația, diaspora culturală, memoria culturală și, în general, care sunt lucrurile care ne leagă de anumite lucruri, care e condiția emigrantului cultural și nu numai în lumea de azi. Pentru că, nu în ultimul rând, noi suntem într-un oraș care e unul dintre cele mai depopulate mari orașe ale României în ultimii 30 de ani, la un moment dat chiar conduceam locul ăsta. Sunt undeva spre 80.000 de oameni care au părăsit Galați în ultimele decenii, și nu pentru că n-ar fi un loc interesant și ofertant, ci pentru că, iată, probabil n-am reușit să oferim cât ar fi trebuit ceva bine. Și cum azi sunt foarte mulți tineri dintre noi, pe care de asemenea vă mulțumesc, vă propun să facem întâlnirea noastră în 2 pași, să-i dau cuvântul domnului profesor Socialu pentru început, pentru a vă spune câteva lucruri pe ce v-a considerat dânsul că e relevant privind tema noastră, după care vă propun să intrăm într-un dialog, să puneți întrebări, să interveniți în comentarii, dacă se poate, conform principiului, una singură să ajungă la toată lumea, începem cu câte o întrebare, și apoi o mai vedea. Cum să vă mulțumesc la dr. Bogdan, vă rog mult! Bine, mulțumesc pentru invitație. Și chiar de la care m-am invitat la sfârșit, mai bun. Deci, în toate să vă povestesc cum am ajuns la Galați. Trebuie să iau o piatră bună, sunt prima oară aici. Am trecut toată prin 79, dar era atât de întrecere încât nu se poate. Deci am avut parte de 2 întâlniri extraordinare în mediul virtual. Și au picat extraordinar de bine pentru că a fost fiecare termen într-un moment prost pentru mine. Bine, sunt lucruri legate de consecințele pe termen lung, ale perioadei când am fost în casă și așa mai departe. Și întâlnirile astea virtuale pentru cineva care era 10.000 de kilometri de distanță e altceva. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, când am ajuns la a doua întâlnire,
Era după, asta e una glumă, era după perioada de furtuni. Dacă ați văzut la știri, furtunile alea cu invitații în California și așa mai departe, ne căzuse internet. Dar nu doar mie, n-au o întâlnire ceva cu mine, erau pe o zonă întreagă, ci când erau conversații noastre mai interesante, atunci se pierdea lucrurile. Cred că am ieșit după 2-3 ore online și mă tot întorceam ca bucurul Dracula. Și ca să mai spun câte o vorbă de lume, după care despre amintul, și cam așa a fost a doua noastră întâlnire. Da. Și atunci am zis, jur că mă ducem în oraș. Trebuie să ne vedem față în față, trebuie să povestim. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte am... e vorba despre articolele domnului profesoare Alina Iorca și o să vă spun un lucru. După ce le-am citit, sunt articole în care literatura mea intervine ca ingredient. Obiectul astfelului a fost unul dintre ele, cel despre noaptea că cineva a văzut pentru tine, care este o, a fost ceva extraordinar de greu. E publicat acum când te uiți la scala, știu eu, deci revoluția vreo că în 1989 îl scrisesem la 20 de ani după și în continuare mi-era greu de scris. Toate punctele de tensiune ale textului au fost bine identificate și discutate în acel timp. A fost ceva, asta mi-a plăcut foarte mult, pentru că am văzut cronici la cartea respectivă, am văzut să rămân mult în 2010-2011, dar de fiecare dată m-a revoluționat ceva. Nu se dau un detaliu și adică era foarte clar că sunt carte. Mulțumesc mult, s-a lăbuntat chestia asta și am zis, hai să ne întâlnim să vedem, să stăm de vorbă și să vedem dacă am făcut o treabă bună sau nu. Ce înseamnă să faci o treabă? Să produci cultură în timp real, o reflecție asupra unui lucru care s-a întâmplat, care ne marchează pe toți. Și să spun ceva inteligent despre un lucru de interes comun. Acum, pe bune, dacă cineva a plecat, deci a plecat de 26 de ani, dar ce e în regulă cu tine de te mai interesează și te mai întorci? Asta se poate dezvolta. Să spun adevărul cum e cu cei obicei din plecați? Hai să vă spun. E dur. Dacă ai plecat, nu poți fi fericit dacă ceea ce rămâne în urmă nu se repară. Chestia asta nu știu. La un moment dat, deci mă supărase atât de mult lucruri în București și am zis, îmi închid orice cale, orice legătură și nu mă mai interesează. Și la un moment dat să mai întâmplă cu totul. Așa cum se treabă de zile acestea cu greva profesoră și pe cuvântul onoare, deci nu pot eu să fiu fericit dacă nu se acceptă reivindicările de sindicat în învățământ. Deci pur și simplu, pot asculta, pe tine nu te mai interesează lucrurile astea. Banii te interesează, unul se întâmplă să fie primul lucru la care te gândești dimineața. Așa este. Acum am explicat de ce să mă calați. Despre povestea cu romane și cu emigrație și mai departe. Se poate discuta pentru că la un moment dat, prima asta, de exemplu, s-a întâmplat să fie nevoie la un moment dat să mă prezint pe audiențelor din California și să realizez un material în mass media mai ampul despre mine. Și, în sfârșit, niște jurnaliști de profesie, care erau foarte atenți cu toate detaliile, au întrebat cum să te prezentăm, ce ești. Și n-am știut ce să răspund, atunci simplu. S-au gândit și la urmă au spus, este România în America. Bine, asta așa, este foarte bine, este foarte exact. N-am intervenit în material, n-am, de obicei eu să scriu lucruri și arată nu intervenim, las, în afară de cazurile când sunt greșeli care trebuie comentate, dar nu era niciun. Unde aparții, unde ești? Poți să pleci, poți să te rupi, realmente de tot, poți să te despași și să zici, gata, am uitat de voi, mă duc. Cred că nu. Și mai ce? Există întotdeauna un avantaj extraordinar care vine din valorile culturale pe care le poți studi. Și este tot un învățământ. Pentru că atunci când vii în România și te duci la altă parte, chiar și programul analitică de azi, ai în continuare un foarte mare avantaj de natură tehnică față de alte spații culturale, asta știi că ce. Să discutăm cu cărțile pe masă. De exemplu, când se mai face algebra linear în liceu, e un avantaj. Se face analiză matematică în liceu, e un avantaj. Se pune asta la fac și e un avantaj. Se învață foarte bine anumite limbi străine. Și acum chiar am văzut copii care sunt perfect fluenți și într-o limbă străină, clasa 9 sau 10, este un foarte mare avantaj. Toate lucrurile astea sunt avantaje care se simt în momentul în care treci într-o altă cultură. Și, de câte ori văd,
sunt altele, poate au evoluat, poate nu sunt în anii 70 sau 80, dar sunt în continuare cu noi. Și există niște tradiții importante în învățământul din România, cultura din România. Și astea sunt lucrurile care merită apărat. Și, de fapt, toate conversațiile zilele sunt niște conversații despre valorile tale ale culturii noastre, așa cum sunt păstratele prin școală. Și felul cum ele trebuie administrate și trebuie înțeles. Cred că nu am asta. Și se întâmplă la un moment dat să primești niște complimente, te duci în altă parte și spun, băi, este extraordinar ce faci. Și acel detaliu care se spune despre mine, de fapt se spune despre dumneavoastră, pentru că se spune despre munca pe care o faceți și se spune despre multe ce, băi, ce curs extraordinar de geometrie am văzut. Nu e tot una cu ce se face în toate liceele de România. E tot una cu tot ce se face în contextul culturii române și în Italia, în anii 20 de până se prădă la așa. Deci, se întâmplă echipă în sensul ăsta. Acum zic că ar trebui să mă opresc pentru că am foarte multe supări, dar sunt toate de partea dumneavoastră, deci nu am ce să vă spun nou. Alina, ca om de legătură cu casă, universitatea de casă, cultura și migrație. A fost o colaborare, începând din 2021, anul în care am făcut primul articol, în realitate, în tendință cu reprezentorul, cu specialistă. S-a întâmplat, a fost o coincidență fericită, chiar așa a fost, eu nu. Exemplu, coincidență, dar chiar așa a fost. Deci am scris acest articol pe care l-am publicat într-o revistă importantă și nu o spun pentru a mă lăuda, nu are nicio importanță, ci pentru a sublinia valoarea cărții în contextul în care trebuie să cunoaștem că piața cărții există biblioteci întregi scrise pe tema asta de sociologii, literaturi și așa mai departe. Este una foarte dură și în Occident, de ce am văzut aici. Recent, unul dintre articole sunt trei, de fapt, cel de-al treilea vizează valorul că este la fel de luptă ca și celelalte și multă viză. În cazul celui de-al treilea, de fapt, am o revistă din aceeași categorie din Franța, am primit un nervos politicos pentru că nu era deocamdată tradusă. Și deci, o carte extrem de apreciată de critica românească, există un dosar întreg, e vorba despre Daniel Tipiuies, și care, a cărei analiză a fost acceptată imediat, fără niciun fel de observații, fără niciun fel de plăcere de revizuire. Așadar, este prima experiență, probabil că dacă ar trebui să rescriu articolul acum, aș face o bibliografie mult mai bogată. Este partea la care mă întorc după o documentare intensă, nu vreau să dezvolt, nu e vorba despre mine neapărat, după o documentare intensă în multiple domenii, deci o documentare interdisciplinară, care da, în punctul de plecare, să zicem, era despre conflictele în jurul memoriei și despre ciocnirea utopiilor, așa numit, folosind o metaforă bine cunoscută, asupra care am insist. Am pornit așadar cu o documentare în domeniu, cartea ne-a servit drept suport, trebuie să recunosc, pentru o reflexie de asemenea interdisciplinară și
conflicte domeniului principal fiind studiile culturale despre memorie, evident, studiile literare. După 3 ani de documentare intensă, revin la această carte. Domnul profesor Sucean mi-a scris deja. Deci, revin la cartea despre perioada tranziției, o splendidă întâlnire, să nu prea folosesc superlative, dar asta e unul dintre cele pe care le folosesc. O splendidă parabolă despre tranziție, o antiutopie satirică. Ce vă spun mai mult? Aș putea să vorbesc foarte mult. Vă scris de altă, mi-a spunat și doctorul acum câteva zile, a fost o statistică, deci articolele sunt, au aproximativ 30 de pagini, fiecare să depășesc 30 de pagini, cazul celui despre venea din timpul vieți. Cartea care e prima ediție apare în 2004, ediția franceză pe care am folosit-o, evident, în Italia altă, în 2012. În cazul meu, am spus și despre noastră, pentru care era așa un articol în curs de apariție în aceeași revistă. E vorba despre o revistă de tradiție, de studii romanice, care apare la romanistice, science și literatură de știte. E vorba despre un articol de asemenea de 30 de pagini, în general, nu se trebuie să ai. Și care, pentru care, de asta dată, nu s-a pus deloc problema existenței unei traduceri, înțeleg că există traducerea în maghiară, n-am mai momentul în care am scris eu prima versiune a articolului pentru Europa, tot despre 2021, în acesta cea revizuită și a revizuită, la momentul respectiv am uitat versiunea românească și nu s-a pus problema că n-ar exista traducere, așa cum s-a întâmplat, cred că am lăsat una eribea. Așa cum s-a întâmplat în altă parte, în Franța, cu Avalon, vreau o traducere, nu acceptau adică traducerea mea. Toate cele 3 cărți, cărora mi se adaugă mai multe romane și cărți de eseistică, sunt parte din un proiect extrem de important, care vizează nu doar momente esențiale în memoria noastră culturală, inclusiv memoria istorică și memoria literară, în două componente pe care toate aceste cărți le incorporează, cărora toate aceste cărți le servesc pe medii, cărți care sunt construite, folosesc mereu și e deja un clișeu această sintagmă arhitectură complexă. Sunt construcții pe multiple paliere care implică ca o componentă importantă această dimensiune intertextuală, o uriașă bibliotecă a textului care apare din una din metaforele cheie, mi se pare, partea de hârtie, nu partea de bibliotecă, e acolo, în biblioteca textului, un intertext, un metatext, un hipertext, care are și o dimensiune socială, și o dimensiune politică, sunt extraordinar de bucate și, evident, nu am scris, nu e întâmplător că am scris atâta pagini, dar a fost mai multe și un plăcere. De fiecare dată. Da, deci...
Dar și cum se spune? Deja am văzut prea mult, nu? Nu mă gândesc neapărat prea mult. Dar mă gândesc că odată ce am dat am văzut asta teoretică, să intrăm cumva și în partea mai interactivă a întâlnirii noastre. Și mă gândeam, dacă voi vorbați, la faptul că la evenimentele în care am avut invitați viitori importanți, ultimele luni și nu numai, sunt și la fie că s-au întâmplat aici, fie că s-au întâmplat la Academie sau în alte asemenea spații, am avut foarte mulți, tot mai mulți, chiar chiar să spun că publicul tânăr încet să depășească pe cel matur. Și asta este cazul și aici. Sigur că noi am vorbit despre, hai să spunem, arhitectura salată după autorită. Dar dincolo de asta, cred că lucrurile pe care le fac cumva și noaptea pentru cei mai bine care n-au citit în cartea eventual, e prescurtarea de la noaptea când cineva a murit în tine, o trimitere la Revoluția Română. Fie că vorbim de venea de Iliescu, hai să spunem, toate arcanele tranziției, sunt perioade pe care, în ciuda faptului că evenimentele astea nu s-au desfășurat foarte mult timp în urmă, sunt perioade pe care și observația empirică și chiar și studiile sociologice arată că generațiile mai noi încep să le uită. Nu neapărat generațiile de licee sunt cei care sunt prezenți aici. Dacă, de exemplu, mergi la gimnaziu și întrebi despre Revoluția Română, s-ar putea să ai foarte mari surprize. Și aici intervine, cred că, una dintre fundamentale ale literaturii. Într-un interviu, Bogdan, pe care l-ai dat cu privire la Apollon, ai spus așa, și dăm voie să citez din interviu. E interviul pe care ți-l-a luat Renato Jor, pentru Zofonic. Mă interesează enorm ce spun cei tineri, cei care cresc în România. Simt că am o datorie față de ei, scriu pentru ei, pentru a informa și pentru a ajuta să aibă o imagine precisă despre potențialele experiențe viitoare prin care ar putea să treacă. Mi-aș dori ca cei care au azi între 15 și 25 de ani să fie mult mai informați decât era din atunci când am trecut atlanticul. Mi-aș dori să le fiu de ajutor ca textul meu să-i motiveze, să-i încurajeze, să le fie alături de atunci când ne fac. Am avut parte de întâlniri extraordinare între noi în România și cele mai multe dintre aceste prezentări nu m-au avut pe mine în centrul atenției, ci pe cei bine. Așa este vorba. Am citat foarte, foarte expresiv și foarte afectuos, să spunem, la adresa celor bine. De aceea mă gândesc că ar fi un bun moment să dăm cuvântul în sală tinerilor de toate vârstele. Dacă aveți întrebări, intervenții, comentarii de orice fel, vă rog că ar nu spune. Sunt sigur că aveți comentarii. Cum știm că întotdeauna prima întrebare e greu de pus, am să fac și pentru a 50 oară drumul ăsta, putem începe cu a doua. Trebuie să răspund ceva la 50. Până se gândesc. Până vă gândiți, vă spun una dintre dorințele mele secrete, acestea, cei care se gândesc să călătorească în lume, plecând din România, să nu mai aibă complexele pe care le aveam eu în perioada 96-98. Să facem o listă a complexelor mele de atunci. Nu doar că vorbim engleză într-o zi de post, dar nu puteam să traduc experiențele mele într-o engleză pasabilă. Erau multe chestiuni care țineau de experiențe, de instituții, de echivalențe culturale, care nu treceau, nu știam să explic de unde vin și ce se întâmplă și nici ce vreau. Nu știam să fac spelling în engleză, nu știam cum se numesc literele grecești în engleză. Nu știam ce să fac cu diacritice noastre. Nu știam ce să fac cu referințele importante pentru mine. Pentru mine personal era foarte importantă poezia lui Plac. Nimeni n-a zis de ce face cu asta. Și așa mai departe. Nu trebuie să mai avem complexe, lucrurile s-au schimbat foarte mult. Să înțelege. Să înțelege de unde venim și afară de asta, încă o dată, avem câteva lucruri foarte tari care venim din școala dumneavoastră și ar trebui să fim conștienți de asta. Asta o dată. Apoi, bine,
chiar spiritual și a împinge țara asta mai departe decât să e. Eu cred că acum suntem într-o criză, din toate punctele de vedere, chiar referitor la această greva a profesorilor. Toată lumea era pregătită să se termine. Cineva care și-a putut să controleze, nu mai controlează povestea. Dar noi cam am obosit. Eu am 10 ani când aștept această greță. Dacă ar fi totuși nevoie să vină un suflu din diaspora, așa cum se spune că ar trebui sau s-a mai putea și la alte națiuni. Nu am fost părere. V-aș spune să nu prin diaspora dacă un bloc, un pact, nu știu dacă sunt 1 milion, 5 milioane sau 7 milioane, nu știu că sunt. Sunt cazuri individuale și fiecare dintre ele este situație individuală. Și să știți că sunt diverse grade de supărare, frustrare și de care și de interes și la toți. Cred că fiecare dă răspunsul lui. Asta odată. Prima despre care vorbiți dumneavoastră și ce spus aici, vă ascult cu inima și probabil că ce vă spun acum nu poate fi diferit de ce simți. Este o criză a valorilor educației și a faptului că vreme de prea mulți ani, undeva, în funcție administrativă importante, au ajuns oameni pe care eu personal vorbesc doar despre percepțiile mele și sentimentele mele. Eu nu cred asta sunt sentimente. Nu judec educația lor, ci descriu sentimentele mele despre educația lor. Da? Așa. Ei, nu cred. Deci aș vrea ca oamenii a căror educație eu cred să evalueze munca profesorilor și să aprecieze ei. Mi-aș dori foarte mult asta. Aș fi gata să fac orice depinde de mine, dar din păcate tot ce pot să fac este să vorbesc. Și continui să vorbesc. Și tot timpul spun la mea același lucru. Și știți că nu spun de altfel. E ceva foarte grav ce să spun aici, pentru că, iertați-mi să spun un lucru ciudat, educația de tot e mai importantă decât sănătatea și decât apărarea. Mi-aș dori foarte mult să se înțeleagă. Ok, acum că s-a pus prima întrebare, pentru că tot potențialul unei culturi și a individualitatea și tot potențialul, deci, în fond, care este rostul societății? De ce să rămânem undeva la stadiul de hunter gatherer? De ce să nu fim în epoca de piatră? Pentru că vreau să ne ajutăm pe ceilalți să ne gândim la maximul de potențial al fiecărui. Și mi se pare că în momentul în care ai foarte multe decenii în care valorile școlii nu au fost întotdeauna pentru individuale, parcă este păcat să nu spune să nu trecem în cealaltă extremă și să spunem lucrul acesta, pentru că a venit momentul să spunem exact așa. Trebuie să învățăm să ne ajutăm unul pe ceilalți ca să devenim cât de cum putem să fim. Și dacă vreau să vă spun cum am făcut asta în 2000 de feluri, pot să încep, acum fac reclamă la zonă, sigur, să vă spun ce am făcut. Am ajuns într-o fază utilitară a vieții mele, când am încercat să învăț pe dumneavoastră cum să facem bine la interviurile pentru poziția care duce dumneavoastră. Altul pe care l-am avut, eu nu știam să dau interviu. Eu nu știam să răspund la întrebări ca un om normal. Și de ce? Mă ascundeam. Deci, în faza inițială, când mă întrebam, de când vine lumea românească, știi ce faci? Nu am că primești o întrebare. Deci, vine să nu. Dar ceva zice, hai să nu-mi spune că eu aș vrea foarte mult acest job. Dar plus eu dau un potin ca să nu trebuie. Uneori când știi dacă spune adevărul. Nu-i adevărat? Totdeauna am dorit. Să știți că sunt locuri unde poți să iei un job cu Biblia înainte. Se poate și asta. Da. Dar era un lucru și am scris apărut pe când de la coadă înainte, în sensul că așa l-am capăt. Când scriu un roman, îl pregătesc, așa cum ne-am spus, nu știu, pregătea clima. Și aștept tot unul timp de două pagini. Deci faci un plan și execuția. Am plecat de la coadă și la coadă era așa. Partea utilitară. Vreau ca cine domnul acela care este foarte tânăr și care se gândește ca eventual să ajungă în Statele Unite sau în Japonia sau în Australia și va avea aceste interviuri, să aibă înainte parte de un briefing în care se poate cum se poate face practic un interviu. Mă ofer voluntar să ilustrez asta. Și vreau să spun că am avut parte și de multe interviuri. Aveam un dosar interesant, dar în același timp, după 6 ani de America, apar n-aveam pe ce Dumnezeu. Nu am fost nici. Și am zis, hai să ilustrez acest lucru, să ilustrez această alienare pe care o duceam cu mine.
Între timp s-a schimbat. Între timp s-a, dar au avut nevoie să mă simt acasă înainte să mă comport la acasă. E o chestie foarte complicată psihologică. Și în sensul ăsta mi-am dorit să fiu util așa. V-am informat, eu v-am spus. Mai departe, nici la urmă să trebuie. Aș spune că ești unul dintre una dintre personalitățile care au prezentat omul lucrului la masă, spunând în felul lui același lucru de care noi ne ferim de decenii în România. Recunoscând că eroarea și uneori eroarea ridicolă fac parte dintr-un proces absolut normal. Chiar discutam acum câteva zile cu cercetătorul din Ceinescu, de asemenea despre rolul foarte fertil al eroii. Așa cum ne vine, mă gândesc câteodată să mințim aproape automat când suntem undeva și ceva. Cred că așa ne vine de foarte multe ori în România să ne ascundem în eroile sau să ce? Haideți să vă spun câte erori am făcut. Deci am 3 note de 7 în facultate, toate pe bază de plus. La analiză numerică, ecuații diferențiale, ecuații cu diferențiale, cu derivată parțială. Deci de fiecare dată făceam tot prostia la un examen final. Deci prostie de care astăzi stâng. Am luat și un 3.5 la un curs în state, tot din prostie. Așa. La olimpiade, cel mai rău rezultat pe care l-am avut o dată a fost un 4.75 la finala din... La matematică. Și de ce? Pentru că acolo este cuantificat. Deci când faci o prostie, ți se vede numărul numai de 4.75, era 80 cu totul, eu am ieșit al 23, eu am dat niște subiecte cu fi de greve. Dar, dacă cine vine înainte, au fost doi care au câștigat atunci și eu la 10. Nicușor Dan și încă cineva. Deci, apropo, Nicușor Dan m-a bătut, de m-a rupt în toate ori care are. Dar și eu probleme de mâini. Adică eu am internațional și am zis, bă, uite, dar... Deci, vedeți, mă, dar tot sunt un om care nu poate să facă cu dragoste, vă spun următorul lucru, mă pricep mai bine decât el la politică, mă pricep mai bine decât el la matematică. Deci asta mă sunt acolo. Deci, nu, mai am crezut că... Noi știm matematică, da? Bine, pentru mine, ca umanist și ca socio-umanist, ei 10 la unitate de matematică, ei sunt probleme. Să nu scoți un vot. Și la gara și nu scoți un vot. Dacă îmi permiteți, în 1907, atunci când România a câștigat Olimpiada Internațională la Havana, a fost pentru echipe. Au fost 5, 2, 6 ai noștri, au avut sport masă. Da, este o plăcere să fim bături în campion mondiale. M-au bătut de mult lucru și sunt încântat de asta, pentru că am văzut cum funcționează mintea lor. Și asta este cultura română. Cultura română vezi asemenea chestii. Și foarte interesant este că le vezi la pachet cu celelalte lucruri pe care le vezi în lumea românească. Sunt destule și celelalte. Și acestea toate sunt lumea. Lumea ta pe care o poți cu tine din univers. Și ce am zis? Da, bun. Deci, patria... Da, fără să fie referință trimiterea la testele lui sau altceva. Deci, să știți, avem și multe avantaje. Avantajele acestei experiențe. Vedem campionul mondial la lucru. Se întâmplă cumva mai rar în ultima vreme? Nu tocmai. Sunt și alții. Da. Trebuie să învățăm ceva de la ei. Trebuie să învățăm această tenacitate, această formă de a-ți educa inspirația. Da, și până la urmă, tot la asta ajunge, cred. Cât de important e școala. Nu vreau să vorbesc prea mult, dar vă spun. Vă mărturisesc că nu sunt utilitar. Deci au lăsat toată parte de tot felul de surprinde și tot felul de aprecieri în ultima vreme. Din punctul meu de vedere, eu sunt rezolvitor de probleme. Noi, cultura română, mi s-a părut din totdeauna că una dintre cele mai grele probleme a fost să nu înțelege de familie. Dar, da, sunt vreo 10 familii. Vreo 2 dintre ei nu pot înțelege de niciun. Cel de la tinerețe, cel de la maturitate, sunt niște probleme. Singura întrebare pe care o punem este cum vedea Barbilian în toamna 1928.
ca să înțeleg asta și am scris o carte despre așa ceva. Acum, v-ați întrebat despre Igor Pian. Igor Pian, un mare de avantaj a fi foarte bine de a fi înțeles foarte bine de la sursă. Și mi se pare una dintre cele mai importante analize care s-au făcut vreodată clinica românească și istoria literară românească. Mi se pare că mai bine arăta nu se poate. Dar era prea puțin pregătit din punctul de vedere al momentului istoric în care se afla să facă întreaga paradigmă. Curentul, filozofia, e o filozofia asta, programul de la Erlangen a fost o filozofie care a durat mai mult de un secol. Numai astăzi, din afara paradigmei, văzând ceea ce filozofia a construit, noi putem să facem o analiză de sinteză și să vedem exact cum anume Barbinian aparține aceste analize. Și apropo, sunt sigur de ce vă spun acum. Nu mai există niciun alt caz când programul de la Erlangen a dat o expresie estetică. Este o așa, un om de lucru cultura noastră și cred că ce putem să facem este să facem un mic efort să încercăm să înțelegem și să comunicăm ce s-a întâmplat. Acum, Basarab Nicolescu are o excelentă pregătire fizică și a înțeles foarte bine aspecte legate de axiomatică, dar chiar și în momentul acela o analiză aplicată a felul în care gândea Barbinian la lecturi, nu știu dacă era chiar posibil. Ce am avut nevoie ca să înțelegi? Comportul lui că înțeleg că a fost treime de matematică în Barbinian. Deci a fost o că matematicianul este atât de uriaș încât nici n-aș încerca să trec totalul către partea cu algebra. Și să vă spun de ce. Cât de tehnic o să fiu? E cineva care e problema ta aici sau ne oprim. Deci, perioada anilor 20, Barbinian cred că s-a comportat ca un geometru până prin 1835. La un moment dat a existat o schimbare de viziune și s-a întors către algebră și teoria numerică. Deci, cele două contribuții extraordinar de creative pe care le-a lăsat a fost una care ține o generalizare geometriilor neuclidiene, pe care a prezentat-o prima oară la cursul 1933 și la o conferință internațională în 1934. Astea sunt spațiile Barbiniane. Cine l-a numit așa? J.P. Kennedy, de 1954. Cealaltă contribuție, contribuția de algebra axiomatică, a scris în anii 40-41 după ce schimbarea fusese deja urmă. Mai merit era acolo. Deci, vorbim să rar să spun astfel de mutații. Cineva care face geometria fluidică, care face analiză complexă, știa teoria de Malina în perioada 26-29, când teoria era creată proastă. Partea de algebră a creat un domeniu al algebrei. Și în 1943, prin război, pare tare rău că asta nu s-a întâmplat în condiții de mai mare vizibilitate. Are o teorie axiomatică mecanică. Deci a trecut și cu teritoriul asociat cu matematicile aplicate și a aportat o axiomatică. Probabil că este instrumentul cel mai extraordinar de creiere pe care l-a făcut-o în România. Acum, dacă începem să facem și lista postilor pe care l-a făcut în ceva ce a făcut geniale, poate că devine chiar complex. Asta vă spun, nu înțeleg în întregime. Ce am avut nevoie să fac ca să înțeleg? Partea aceea din născută, din ideea din 33. Eu și-am dat seama că ideea este genială, avea sfârșitul vieții. Și am aflat că era prea de puțin în 1957, astfel că perioada între 57 și 71 era extrem de bună. Ultimele lui patru articole sunt scrise, sunt opera uneori extraordinară de bună, de peste 100 de pagini de matematică constructivă. Tot ce se întâmplă în acele pagini, el construiește. Sunt scrise în română. Dar ce? În ce română? Într-o limbă pe care Vlad Coscu. Vlad Coscu este un profesor de la Constanța care în ultima vreme acum are parte de un succes extraordinar grație unor cărți pe care le-a scris în șapte stângă. Una dintre ele este are un rechid în top 20 cărți de geometrie diferențială de dotat. Deci este, el este la Constanța. N-am nicio legătură cu treaba asta, nu fac reclamă la ceva ce este al meu, spun doar că la noi și iubesc. Pe la el am învățat să-l citesc în Barbinian. Problema este că felul acela de a scrie, deci acele lucrări ale unui om bolnav sunt absolut geniale și conțin o teorie
care avea să fie redescoperită în anii 90 și este atât de plină la substanță că te face să ne ce s-a întâmplat dacă avea parte de o carieră normală, fără problemele medicale care au fost, fără o prin algebră, dacă într-un paradis al matematicienilor a fi scris acele lucrări în 34-35, într-o limbă de circulație universală, aș fi fost invitat. Cred că schimba puțin calendarul în analiza matematică pentru 30 de ani. Fără tăgată. Dar ăsta este o este clar. Și de ce spun asta? Pentru că atunci când citi poezia aceea, este poezia unui inspirat care pur și simplu se joacă în urmă, este un act foarte bine premeditat și un proces de inteligență culturală incredibilă. Și de aceea ne uităm la documentul de filozofia. Mă interesează foarte mult pentru că aceea este mărturia primară cumva care a ascultat și înțeles. Pe lângă asta vreau să și statul cultural 50 de ani înainte și lucrurile s-au strâns în acea construcție și s-a făcut că trebuie rezolvată. Pentru că a fost o muncă de reconstituire unui crime. Cine a produs un crime? Felix Klein. Da. Nu e critică literară. Deși cartea a fost recent, nu una dintre cărțile nominalizate pentru critică literară la Galerul Observator Cultural. Și... Nu cred că m-am făcut ce să spun, este și la premiul Uniunii Scriitorilor, da. Nu, dar nu se numește. Asta e, deci dacă critica zice că e critică, simplu fapt că crește autorul cărții, nu cred că mai contează foarte mult. Acum, eu, punându-mă un pic în minte elevilor mei, mă gândeam așa, că dacă aș fi eu acolo și aș avea câteva întrebări cu siguranță. Una dintre ele s-ar referi la sinteza pe care sigur Barbu a creat-o prima oară în istoria culturală la modernă în România, între matematică și literatură. Putem ignora totuși faptul că trăim într-o cultură școlară și pedagogică care așează de foarte multe ori în opoziție aceste două domenii. Da? Sunt realiștii, sunt umaniștii și, în general, dacă n-ai suficient părinte ca să fii realist, te faci umanist. Acolo mai merge. E ca diferența dintre oamenii care fac știință și știți cei pasionați de știință, care nu știu matematică, sau filozofie știință. Așa, cam așa vedem lucrurile. Evident că ceea ce scrii, faci, ești tu, contrazice politică. Și cred că primul lucru asupra căruia m-aș întreba e cum merge repoziția. A pomenit colega noastră mai devreme umanismul matematic și mă gândesc că ar fi probabil util și interesant pentru cei mai tine de definit un pic conceptul. În al doilea rând, să mă contrece dacă greșesc, nu știu câți dintre voi ați făcut deja, eu îmi barbă la școală. Cei de-a 12 ani început, nu? Ok. Și, în general, elevii noștri, după ce trec prin studierea operelui Ion Barbu, au impresia că au de-a face cu un autor straniu, ca să nu folosesc cartea greu de înțeles, care e cel mai bun caz trebuie învățat pentru examen, că n-ar putea aduce o plăcere în sine. Deci, provocă să le demonteze un pic imaginea tinerilor prezenței. Da. Haideți să vă spun. În ce moment al vieții lui Dan Barbinian a fost pus la o altă jos. Deci nu este cineva care trăiește matematica și e într-o lume perfectă. A fost construcția în 1929, Barbinian se simțea teribil, pentru că el avusese foarte mari așteptări de la sine. Era un fost câștigător al concursului gazetei, se considera genial și se considera adaptat. Și căuta motive pentru asta. Avem toată corespondența din anii 20. A pierdut trenul, că din cauza războiului, că din cauza drogurilor, că din cauza o mulțime la drăguri. În 1929, deci el are 34 de ani, el este bătrân pentru un debut în Bologna. Și nu a realizat nimic din ceea ce spera să realizeze. El încă nu are niciuna dintre marile descoperiri. Îl vede pe Țițeica și îl admiră pe Țițeica.
Stenga este un om foarte organizat, foarte ordonat, care are un orar zilnic, are agenda și chiar face ce scrie în acel program. La Valiriana, în niciun caz. Mai și întârzi. Mai și face ce are chef. Numai așa, așa a lucrat toată viața, deci era și dezorganizat. Pe de altă parte, îl vede pe ciții ca invitat de patru ori în prezidiul secției de geometrie a Congresului Internațional de Matematică. Este recunoscut internațional. Îl vede cum îi carta vine la București la invitația lui ciții ca. Deci cum ar veni aici la invitația mea aici. Ar fi o chestie de ce. Îl vede și Valian se schimbe în nerealitate. În schimb, mă rog, 39-40 asistă. Vreau să închidez cu trecutul meu literar. Și ce face? Începe să selecteze poemele scrise într-un deceniu de muncă și să le așeze într-un asemenea fel încât să reunte ceva ce nu a mai existat niciodată, acest tipul de poeme. Deci nu este materialul matematician în clinici, realizativ, are identic, senzațional. Dar după, în 1929, el se vede pe sine ca fiind ratat. Dar lucrurile se aranjează cât uși de cât, în sensul că prinde un loc de conferenție la Universitate Bonin, 1929. În sfârșit, foarte târziu, își susține teza de doctorat, la 34 de ani. El voia să-l susțină la 21 pic. În sfârșit, se construiește casă. Are o casă, care locuise cu diverse locuri. Sănătatea este cât uși de cât ok, după ce la un moment dat se încăpa și locul. Deci, el a cunoscut și tenebrele, a cunoscut tot ce putea fi mai rău. Și într-un moment de pace, până la o altă acel vizit. Cred că așa trebuie explicat. În niciun fel că este cineva care face matematică și din când în când, când se plictisește de calculat, mai bune și rime. Nu e situația asta. Situația este împotrivă, este o traumă foarte mare în legislatura construcției. Este o traumă în construcția în sine. Nimeni nu s-a gândit vreodată să producă o arhitectură de asemenea ca nimeni. Și mai e o nuanță, cea cum o vestim. În acel sarnic vedem acel giurgiu, acel orient de la Dunăre, unde îl crescuse. Vedem la giurgiu și vedem acolo raiul meu, nu e așa, este o căutare a timpului pierdut. Are o latură profesivă, au cedat când a comentat unul, s-a declarat surprins de faptul că nimeni n-a mai comentat asta. Păi nu e clar. Este clar că vrea să ilustreze cum există un loc, ce la trei sarnic, unde când trece timpul, nimic nu se schimbă, caracterul invariant. Ori acest caracter invariant e cheia, faptul că nu se schimbă, da? Ce putea fi mai cert decât acea cetate din memoria lui? De unde l-a făcut acolo? Nu mă stăniți, că știți cum am materialul aici de 24 de ore și mai sunt și supărat, pentru că unele persoane foarte calificate nu au înțeles ce am spus. Și asta mă supără, pentru că când vorbești cu cineva care n-are idee, e ok. Dar când cineva care ar fi trebuit să înțeleagă lucrurile care acelea se face în chinez, deci nu se explică mai mult. Ce altă armă avem? Da. Eu aș continua să provoc să nu a interveni. Pentru că asta cred că e adevărat, am păstrat cumva tema în mod voit mai largă, mai sincretică și mai sincretică, astfel încât să lăsăm cumva deschise către comunicare spre oricare de temele pe care în mod generos le abordez. Așa că, vă rog, dacă vreți să vă întrebări. Eu am mai multe. Bun, până să mai gândesc pe tentul a ei, voi la subtitare, cele mai recent cărți, programul de la Irlanda și politica jocului secund, stai pomenit cumva așa, trecere, câteva lucruri. Poate că ar fi interesant să ne spui un pic mai mult despre programul de la Irlanda, în ce a însemnat el, tu l-ai să înveți în carte cu adevărat de colecție intelectuală. Ideea. Da. Ideea și
Și în ce fel? În ce fel programul pe care l-am de formă și de consistență? Atenție, asta e o întrebare foarte complexă. Deci trebuie să răspund. Trebuie să întreb eu. În primul rând, ce este important să studiem în matematică? Adică, este important un paradigma, hai să calculăm, asta este un paradigma premodern. Adică de dinainte de 1890. În sensul ăsta premodern. La 1736, Leonard Euler calcula. Paradigma exista. Încă din vechime exista paradigma, hai să demonstrăm. Este cu totul un alt gen de a gândi. Programul de la Leonard vine și ne spune că din punct de vedere etic este important să studiem ce rămâne neschimbat atunci când anumite configurații se schimbă. Să ne gândim la atunci când avem un plan, două triunghiuri. Să zicem că aceste două triunghiuri sunt congruente. Ca să demonstrez că sunt congruente, vreau să-l așez pe acesta asupra celuilalt. Cum fac asta? Păi, probabil trebuie să fac o reflexie, o translație și o rotație. Am descris aici grupul transformărilor rigide ale planului euclidian. Deci există un grup. Acum, față de aceste transformări, există anumite grupuri geometrice care nu se schimbă. Ca de exemplu, atunci când fac o translație, dreapta este invariantă la translația pe direcția dată. Atunci când aplic o rotație, cercul este invariant de rotația în cer. Am pus în evidență invarianții, mulțimile invariate la acțiunile acestor tipuri de transformări. Astea sunt importante, deoarece sunt mulțimile invariate. Acum, asta este cel mai simplu exemplu. Dar sunt alte acțiuni. Pe alte mulțimi, studiate de geometria de euclidiană, de lucruri mult mai serioase și unde ai nevoie să te gândești foarte serios. Și acum, de ce e important asta? Pentru că ele organizează universul sensibil, ceva bine. Pentru că ele structurează lumea, structurează informația. Ce te face apropo? Trăim într-o lume în care suntem bombardați de date. Problemul organizării structurilor de date. Cum le organizăm? Există acțiunea ale grupurilor acolo. Ce faci atunci când ai de face cu miliarde de segmente de informații? Cum le structurezi? În ce fel cauți prin ele? Care sunt invariații aici? Asta este o problemă actuală. Asta este o problemă de azi. Și se poate pune întrebarea în spiritul programului de la Erlangă. Acum, a nu fi imaginat că programul de la Erlangă, numai de ce a fost publicat în 1872, a fost un mare succes. Nu a fost. Au trecut două decenii până ce ideile au fost înțelese. Inițial, vreau să mă credeți, când am avut chestia asta, m-am tristat. Cred că erau cu totul vreo patru oameni care înțelegeau ideile respective. Inițial a fost un eseu scris de cineva care avea 23 de ani, Felix Klein. Dar ideea în sine a fost primită cu eficiență, cu dezinteres. Și iată măsura. În momentul în care Gaston Tarcourt i-a scris lui Sofus, asta era prin 1891, am un student care înțelege. Era vorba despre Ricarda. Sofus ia 6 luni liber ca să vină la Paris să lucreze cu acest tânăr. Deci era un lucru care prin primul care înțelege și ce trebuie să faci, îl închizi în cameră 6 luni și predai. Asta e teorema. Deci nu e vorba că mama se predă la masă. Nu este așa. Ideea este să prepare profesorul. Te duci după acea inteligență și o destrezi cu tot putut ca de respectiv. Și bine a făcut pentru că, uite, Ricard Tam a fost mentor și a ajutat atât de mulți oameni și a fost o generozitate incredibilă până în ultimele luni zile. Trebuie povestit asta. Deci așa trebuie făcut. Și filozofia cu pricina ne învață să organizăm matematica într-un alt fel. Prin anii 20 era clar. Era filozofia dominantă. Dar atenție, nu este filozofia dominantă pentru toată matematica. Deci eu m-am întrebat, da, câți erau dintre ăștia care gândeau așa? Poate, nu știu, părerea personală de artist, așa este, la 10%. Pentru că sunt statisticieni, nu au trebuit cu asta. Cei care făceau matematică de epocă, niciun caz. Când a trecut filozofia, programul de la Erlangă, la ecuații fizice și matematice, a fost o întreagă revoluție și acolo, nu toți gândeau asta. Deci,
Pavilian spune, eu sunt un adept al acestei filozofii, el zice, sunt cu această școală de gândire, cu această minoritate matematică, cu această viziune. Și pe asta o transformă, este important să pui în evidență în poem lucrurile neschimbate, lucrurile care rămân imuabile, eterne, de care poate și după asta se uită. Și ăsta este material de poezie, mare anumitate. Nu îmi scrie așa ca el în epocă. Deci clar că este un insert venit de pe altă planetă. De pe care? Păi tot de acolo. Și spune, de fine este principele cuza, care a venit ideea cu cursul Facultății de Știință, nu de cea de litere. Dar nici asta trage tot. De la faptul că îngheseam în București. Mai fiind aici, lângă casa mea mă iau. Vă rog să mă cine, dar nu cum zici, înseamnă mă scuzați dacă am spus ceva. Vă rog. Un matematician, deci o ființă umană absolut extraordinară și pe cuvântul meu doresc că l-am cunoscut. La o lansare de carte, la un joint meeting, cred că vă spun și când. Poate vor nu mă trec. Deci întrebarea este dacă geometria fractalilor se înscrie în tradiția filosofică a programului de mai departe. Am luat-o de nișă. Dar puțin de cuvânt. Urmă este extraordinar de grea. Dați-mi voie să nu răspund la întrebarea asta, dar să nu spun ceva greșit. Deci întrebarea este ce se întâmplă cu acțiunile grupurilor asupra fractalilor. Nu știu răspuns. Iați că asta e întrebarea pe care... Bun, dar știu ce se întâmplă ca cineva care a făcut un pic de muncă editorială, se spune așa, I have to refer you the question. Trebuie să întreb un specialist ca să vedem dacă... O să răspund pe Facebook. De punctul meu de vedere, asta e... Asta e iarăși o lecție pedagogică importantă pentru copii, pentru tine, pentru că... Aproape că ai și întrebare, că tot aș răspund în viață pe cineva, spune, nu știu răspunsul, dați-mi voie să răspund mai târziu. În general, noi știm orice răspuns. Chiar sunt niște studii drăguțe care au arătat că oamenii preferă uneori să... Sau da. Niște studii în care oamenii au întrebat despre evenimente fictive. Ce părere aveți despre accidentul lanțuier din Cuba, care s-a soldat cu 200 de morți? Da. Dar, în general, oamenii au opinii despre asta, au auzit, știu despre ce e vorba. Deci, așa suntem. Unul din, sigur, cred că te-am întrebat și în întâlnirea noastră online. Aș lua un pic întrebarea acum. Pentru că, din punctul meu de vedere, ca, încă o dată, spun socio-umanist, până la urmă, ceea ce propune, sau ce percep eu că propune programul de la dată, este o căutare a structurilor invariante, nu acolo unde vorbim de transformări cu gradul de complexitate a realității. Da? Îmi place. E iarăi. Cred că iată tehnica ta, să mă învățam de la Solomon. Sper că nu mă mai închide nimeni într-o cameră să-l predea. Eu o pilă undeva sus. Sunt în viziune de lucru de la Solomon Marcos. Explică asta. Deci nu te lăsa intimidat de tehnicalitate. Tu te la idee direct. Întrebarea mea este în ce măsură, până la urmă, programul de la Irlanda nu descoperă de fapt o formă de platonism, care astăzi văd o cultură europeană de la Platon, evident, de aici spune platonism, trecând prin tot platonismul de naștere, până la urmă, și așa mai departe. Adică, ce diferență e, până la urmă, între ideea platonică și structura invariantă? Ce legătură? A doua întrebare la care trebuie să te gândești. La asta știu răspuns. Pentru că întrebarea de la Platon este ce este spațiu. Și acum, asta nu apare în Petros, este o discuție care este comentată în extensul de Bertrand Russell. Și problema este de foarte mare complexitate. Acum, întrebarea se reduce ce este spațiul pentru matematician. Și chestiunea este discutată de Immanuel Kant. În intriga rațiunii, de 1797 și acea viziune impusă de filozofia americană a fost punctul de vedere dominant la
începutul secolului al XIX-lea și era atât de important încât principiile matematice a fost intimidat să comenteze asupra existenței geometriei hiperbolice. El pe bune nu a publicat, când a avut dispozițiune și ca superficie scurvasă în 1827, asta a întârziat la publicare pentru că punct de vedere cantidat, că noi nu putem percepe lucruri pentru care nu avem structurile înăsute. Punctul acesta de vedere a împiedicat dezvoltarea geometriei o vreme. De pentru care, Gauss bătrânii, dă temă lui Bernard Riemann în 1854, să comenteze fundamentele geometriei și Riemann construiește conceptul de manifold, care este, în fapt, reprezentarea matematică a ideii de spațiu. Ce este aceea o varietate? Și iată, am să vă explic pe suprafețe. Aceasta este o suprafață abstractă. Cum să spunem noi că este o suprafață abstractă? Noi știm ce este plan. Vom stabili o funcție, Riemann numește cvanta, între această parte a planului și bucata de suprafață de aici. Funcția respectivă include și deformare. Aici se aplică teorema lui Pitagora. Aici putem să aplicăm teorema lui Pitagora numai în infinitiv, adică dacă punem lupa foarte tare pe ea, este... Deci, acum, hai să gândim treaba asta în dimensiune n. Avem un spațiu de dimensiune n și la fel stabilim funcție între chestia asta necunoscută, spațiul de dimensiune n și spațiul euclidian. Acum, avem un obiect mare pe care l-am acoperit cu o multitudine de cvante. Acesta este spațiul. Păi numai în cele două cu problema lui Platon. Și, de fapt, în problemul de la Erlanger, în 1872, Felix Klein spune așa, că abordările acestea filozofice asupra ideii de spațiu nici nu sunt problema matematicianului. El lucrează pe construcția lui Riemann și clădește mai departe, discutând despre acțiunea lui Platon pe aceste chestii ale spațiului. Răspuns, da, ai dreptate, de Platon. Te-ai spus de la început. Nu, că trebuia o demonstrație. Deci, quanta, ca să... Nu pot să o las neînțeleasă. Este funcția care leagă unii. Quanta nu este. Și ce este? Este ca ideea de hartă. Dacă avem la plan geografic acasă, aceea este harta. Deci avem o bucată de sferă pe care vrem să o reprezentăm planar. Este acea funcție care deformează. Nu putem să luăm bucata sferică și... Punerea în fund. Da, ci aplatizarea ei, în momentul în care facem asta, am reprezentat o hartă. Așa reprezintă. Punerea într-un plan, da. Punerea pe suprafață, a da. Unui spațiu tridimensional sau n-dimensional. V-ați gândit vreodată cum ar fi fost dacă planetele erau cilindrice? Să fi trăit pe niște tuburi? Hai că trecem să-i spun ce acum, deci pe bune. Să fi trăit, să fi fost planeta, să fi fost un tub. Și să fi fost doar ocean la capăt și pământ doar așa, pe lateral. Și nu cu lata, cum știm că cum ar fi reprezentat un... cum ar fi reprezentat noi Atlasul? Dar ar fi fost numai ușor de desenat harta, pentru că făceam un portoar fără acele loci, din lucru, îl tăiem așa frumos de așa și putem să desfășurăm ușor și avem Atlasul fără niciun fel de efort. Dar, de fapt, vestea proastă de la lucrarea lui Gauss de la 1827 este că nu putem să avem un Atlas perfect. Indiferent ce hartă facem, va avea loc un pic de deformare. De unde și problema pe care a dat-o țarul lui Euler în 1777, pentru că Rusia era atât de mare încât nu cădea pe hartă și l-a întrebat Euler ce trebuie să facem cu ea. Soluția corectă ar fi să fie teatră mai multe bucăți, dar țarul vrea o hartă întreagă. Și... Sună cunoscut. Nu, eu nu cunosc. Niciodată. Și, bine, în problema serioasă, a scris, Oile a scris două lucrări de cartografie, în perioada lui de la Sartre. De ce spune o cusă? Deci, asta era înainte de Gauss. Mă spun așa, v-ați mai gândit? Vreau să întrebați ceva? Una dintre facultățile pe care ți le dezvolți, profesorat, este să te prind și ce întrebări ar vrea să pune elevii. Și cred că una dintre ele ar fi așa. Eu, ca profesor care lucrează de două decenii deja în Jordan, mulțumesc. Da, chiar e o poveste. E chiar din punctul meu de vedere, chiar și de la tinerii în care lucrez. Însă, nu o să te mint, matematica nu e foarte bine. Și vreau să te întreb de ce apare până la urmă cu asta de viziune. Și eventual, a doua întrebare, o
cu corolar, dacă întrebare corolarie, în ce fel? Totuși, matematica ar putea fi formativă pentru cineva care face artă. Un timpul de studiu. Și sigur, puteți să răspunde la întrebare. Te rog, deci, recapitulez în cazul în care am pierdut întrebările. Prima ar fi de unde ostilitatea față de matematică, până la urmă. Și a doua, în ce fel matematica poate fi totuși utilă și formativă cuiva care se dedică mai degrabă arta lor, plastice, muzicale, coregrafice, teatrului, teatrului. Cred că nu trebuie să fie rigizi în ceea ce privește ordinea în care prezentăm matematica. Pentru că ordinea în care se intră în matematică, cel puțin în tradiția românească, include un contact dur cu algebra într-o la școala medie. La un moment dat se discută despre polinoame, se discută despre calcul formal cu calcul abstract. E adevărat? Se mai vede așa? Eu, ca părinte de copil de clasa 5-a, pot să-ți spun eu că în clasa 5-a am discutat despre suma lui Gauss, discutat despre diverse... Bun, am înțeles. Problema nu este problema. Problema este că, de exemplu, când se ajunge a la a treia, când începe la a treia, cât e asta. Așa, ce facem cu asta? O învățăm pe deasupra sau nu și de ce? Acum, dacă ne gândim puțin, de unde a venit această boală, zicem, da, calculul formal în care calitățile le punem cu litere. Asta vine de la François Viet, care este cam în perioada de Montaigne, da? Cam de atunci. Ei, nu trebuie să vedeți ce presă nasoală are Viet în epoca. A fost făcut în toate felurile pentru ce propunea. Când înainte de asta, algebra era filozofie. Era așa. Dacă zicem A plus B totul la pătrate. Prima parte plus chiar la doua parte, am două la pătrate, egal cu prima parte la pătrate, cu două lege, filozofie, vedeți? Se poate vorbi. Eu am luat un 3 pentru asta, așa că știu formula corectă. Da. Dar problema este, dar de ce trebuie așa? Și asta este o arhitectură a informației care cumva depărtează oamenii de experiența lor direct. Și vreau să spun că am avut un șoc în urmă cu 10 ani, când m-am uitat ce fac cu grupe matematice, coordonat de Tatiana Shubin, care plătă la Stanford State University, și care avea prima oară când am uitat că e banc. Dar pe cuvântul meu numai că nu e și serioasă problema. Se cheamă așa, The Navajo Nation Math Circle. Deci aveau în zona unde exista națiunea Navajo, aveau copii care nu făceau pregătire la școală. Și s-a pus problema, dar nu putem să învățăm totuși niște matematică. Și stai să vedeți ce obținu, că e ceva senzațional. S-au dus și au început să explice elemente de topologie și de teoria numărilor, pentru că ei toți știau să țeasă la războaie. Și când era vorba de descurcat fire și neîncurcat fire și de asta, îi spăgeau pe ceilalți. Dar nu avea nevoie să știe polinome ca să ajungă la asta. După aia, probleme de timing, ei știau să facă plăcuri. Pentru că le vedeai să aranjeze probleme de combinatorică planară și de geometrie combinatorică și asta îi băteau pe ceilalți. Bineînțeles că asta știau, că văzuse la bunica cum se face și știau războaie de țesut și chestii de genul ăsta. Ceea ce vine cu următoarea problemă. De fapt, arhitectura informației, așa cum o prezentăm noi la curs, și cum o facem de la școala primară, școala gimnazială și așa mai departe, ce este asta? Asta este matematica vest-europeană, care ajunge și la noi. Grație apostolilor care sunt Spirul Haret, Ziței, Capul, Beinu, Spoilu, Sfinții noștri care au avut matematica adevărată. Dar care sunt foarte așa. Și ne punem problema, cum putem să reașezăm arhitectura matematică în așa fel încât ea să devină accesibilă celor care au interes de creștințele umaniste. Care partea matematică este relevantă pentru cei a căror construcție intelectuală este de un anume fel? Aceasta este formularea corectă a problemei. Vreau să spun că o idee de genul ăsta mi-a fost servită de somnul roman sau undeva la începutul anilor 90. Pe cuvântul meu, domnule, că n-am înțeles ce a spus. Mi-a picat fisa mult mai târziu, văzând o făcută, realizată. Și momentul pentru mine, momentul epifanie, a fost în ianuarie 2015, când am asistat la o prezentare la chestia asta cu Navajo Nation Math Circle. Eram la Conferința Națională de Matematică, se întâmplă la San Antonio și să știți că când merg la Conferința Națională, eu merg cu studenți după mine. Eram cu doi studenți și am zis, fiți atenți cu alea de ce facem noi la CER, vom fi cei mai tari de pe planetă. Nu eram cei mai tari, pentru că ce făceam noi era în continuare.
același antrenament standard de copii pentru olimpiade. Deci am o treabă foarte bună. Dar mi s-a părut că, comparativ cu acest gen de reîntâlnire a informației și arhitecturizarea a informației într-un fel care să servească un alt context decât cel clasic, mi s-a părut mai valoroasă. Deci, întrebare, cum ar trebui explicat totuși acel moment de contact? De exemplu, am văzut o carte extraordinară tradusă de Victor Blasio pe vreme ei. Ce importanță are geometria în arhitectură? Și e vorba despre arhitectura renașterii. Este vorba despre arhitectura și despre geometrie intră în Sfânta Sofia, care este acum moschee, care s-a mutat. Dar acolo este geometrie grea, importantă. Toate lucrurile clasice ale geometriei greco-romane, foarte bine codificate și care au niște aplicații în arhitectură absolut senzațională. Sau, să vă mai spun, tare de tot, apropo de geometrie proiectivă. În secolul XI existau, cartea jocurilor, Livro de Proibus, care avem o figură acolo și avem doi cavaleri jucând șac. Dar știți cum sunt reprezentate piesele? Poate ar fi fost vertical și piesele sunt desenate, ei nu știu să deseneze să cum merge în perspectivă. Asta a fost o foarte mare invenție, datorată școlii flamande, mult mai târziu. Le-a picat fix apoi când ne uităm, așa vedem liniile acestea care se pun la orizont și care. Cred că se face la grădinița asta. Dar inițial în secolul XI, o carte tare de jocuri, nu știa să deseneze. Deci cât erau de extraordinare acești copii din Toledo. E, faptul că noi astăzi știm câteva lucruri despre desen și așa mai departe, ăsta sunt rezultatul unei evoluții. Și idei care vin din geometrie au fost împrumutate și au ajuns în arta. Asta se poate povesti fără să întâmplă tehnicalități. Și fără să faci algebra polinomelor înainte de asta. Deci în momentul în care existi cu tehnicalități care împiedică, aici aș regăti puțin că cum se face treaba asta. Cu riscul să nu supăr colegii matematicieni, parcă aș vedea lucrurile de lucruri puțin altă. Cred că ne îndreptăm cu cel din cel spre dar că vreți să interveniți sigur pe spațiu. Da, nici nu știu de unde să încep. Aproape că am intenționat de vină și o confesivă. Și să mă gândesc la faptul că am întâmpinat cumva matematica de gimnaziu cu curiozitatea care îmi place să cred că nu m-a părăsit de-a lungul timpului. Dar am fost oameni și o stilit sub arhitectura informației ca să fiu cel mai familiar. Și eu cred foarte mult că ar trebui cumva să aducem cum mai intuitiv lucrurile către copii. De ce nu și mai filozofic? Uite, ezit un pic când ați adresat și întrebarea asta, dar o întrebare sigur de neofit filozofic în același timp. Spuneai la început că treci dintre cei care rezolvă probleme, noi suntem dintre cei care creăm probleme. și aș vrea cumva să te întreb, sigur, cu toată naivitatea inerentă în profesionistul, matematicile, pentru că te amintești am avut la un moment dat o discuție și despre asta. Când am întrebat cum aș putea să fac să știu mai multă matematică, mă întrebisesc că este regretul vieții mele, din punct de vedere intelectual, că nu știu mai multă matematică. Mi-a pus niște limite tragice până în înțelegerea unor lucruri. Bine, sigur, cu un început de hotărâre, așa l-am întrebat pe dumneavoastră, ce ar trebui să fac să știu mai multe matematică. Și mi-a deschis un site pe care a asociației în care mă poate da. Și mi-a arătat așa o listă de câteva zeci de domenii și mi-a zis, ok, care dintre astea? Zice, uite, eu sunt foarte bun la... Era ceva gen a șaptelea item, de acolo, prima parte. Dar astea sunt foarte bune. Am spus că am o vagă idee. De ce sunt lucruri o mică nișă? Deci asta poți în ziua de atât de multe informații. Și acolo s-a făcut să-mi revizu un de așa matematic, pur și simplu, cu un număr. Dar cred, având ca tine, că, hai să spunem, un anumit sentiment matematic al naturii și al lucrurilor, până la urmă, din
solubil legat de modernitate. Galilei spune, începând modernitatea, fiind cu matematică, că matematica e limba care este natura. Și plecând de aici, aș întreba, până la urmă, matematica, matematicile, liber să folosesc singularul sau pluralul, descriu natura sau le încadrăm mai degrabă la în categoria jocurilor intelectuale pe care le facem în pură plăcere. Mă gândesc și la celebrele teoreme din determinare a Hilbert, care ne arată că, în fond, orice limbaj axiomatic e menit să se închidă în sine și să nu poate explica până la urmă natura în totalitate. Cu alte cuvinte, descriem, explicăm, ne jucăm în mod gratuit orice matematică. Care ar fi? Hai să încercăm următorul joc. Dumneavoastră credeți în zodiac? Noi văsătorii suntem mai sceptici. Bun. Hai să vă propun următorul joc. Hai să încercăm să credem în zodiac și să încercăm să adresăm problema cu matematică. Să încercăm să tranșăm problema așa pe loc. Ce a demonstrat Isaac Newton? Isaac Newton a demonstrat că traiectoriile planetelor sunt eliptice. Da? Acesta este un fapt care s-a stabilit undeva către finele secolului al VII. Dacă mă înșel, vorbim de 1687. Bun, acum. Dacă e adevărat că Marte și Venus și Saturn și Jupiter se mișcă pe niște orbite care pot fi prevăzute, se poate face un tabel, poți să programezi computerul să spună unde sunt aceste obiecte în fiecare secundă. Și dacă aceste lucruri sunt previzibile, atunci de ce să mai ținem socoteala unui moment aleator, care este momentul nașterii lui Domnul, în legătură cu evenimente predictabile care vin dintr-un sistem de determinare diferit? Cred că cu asta s-a încheiat. Povestea cu astrologia este devine de acum vreo bun. Acum, câți ani suntem în momentul când Newton a stabilit chestiunea? Mulți ani după. Mesajul nu a ajuns la toată lumea. Vreau să spun că am deschis televizorul, parcă ieri dimineață, primul lucru pe care l-am văzut era emisiune cu Zodiac. Am schimbat-o, trecut canalul imediat, în altă parte. Asta nu este pentru mine. Și mai puțin din când de când... Mergul de mașină, tu ești balanță, nu voi să spun ce se va întâmpla azi. Nu vreau să știu. Nu este lucru care... Deci, mă întreb, matematica a tranșat o chestiune. Ce funcționează asta? Da. Cred că îți dă un anumit sentiment că anumite lucruri pot fi prevăzute. Și iar cele care nu sunt de prevăzut și sunt realmente aleatoare, ți se vede clar care sunt acele. Ca de exemplu, cum se mișcă voastre, anumite... Dacă am ajuns să prevedem până și starea vremii, că la 1900 nu se putea. Cine știe cartea aceea frumoasă care se numește Perfect Storm, poate era în cea mai delicată, despre furtuna care a distrus insula Galveston. Deci, meteorologul de serviciu în Galveston a promis că va urma o zi frumoasă și a venit un uragan care a distrus tot și a pierdut și familia și tot și a început să lucreze la o teorie a furtunii. Să descoperim unde vine uragane. Deci, faptul că am reușit să prevedem câteva lucruri, fost în fizică, fost în matematică, asta deja rezolvă o parte din lume. Dar mai sunt și alte chestii pe care încă nu le putem prevedea. Ei, măcar putem să vedem cu această distinție și măcar acolo matematică face diferență. Probabil că și, cum să zic, inclinația asta noastră de a fi vedului din fazorii acelor și a inclinațiilor de tot felul, vine tot din dorința noastră la ancestrală de a vedea ordine acolo unde e mai greu de văzut ordinea, de a, știu eu, domnul haosul cumva, și asta e o care e ceva mai simplă. Există un efect descris în cursul de vedere, așa numit efect corect, care ne face să punem tot de evenimente concrete într-o matriță care e generală și abstractă. Adică dacă... Și sigur, asta e... E până la urmă procesul care este la baza zodiacelor și a horoscopelor. Da, eu mă mulțumesc de răspuns. Până la urmă și până la urmă răspunsul pe care l-am dat eu de-a lungul timpului și o să cred la rândul meu dacă am zis bine.
e că și dacă luăm de cum e teorema de determinare a acestor, și dacă admitem că realitatea poate fi deschisă sau explicată într-o infinitate de lingvaje somatice, fiecare dintre ei o să ne spună cumva, într-un fel sau altul, ceva despre, despre lumea în care trăim. În fond și lumea magică, lumea pre-newtoniană, să spunem, are coerența ei, a generat forme de cultură, pe de altă parte, paradigma științifică și matematică, în care aș spune că am intrat de atunci, ne oferă instrumente pentru a înțelege. Ceea ce iată nu duce neapărat la moartea vechilor forme. Probabil că există ceva invariant în sensul programului de la Islanda în diferite feluri. Hai să dau un exemplu, ca să spun exact că asta. Cine a fost la un planetar? Cum arată un planetar? Deci, practic, are un dom, care este o hemisferă și pe el sunt proiectate niște configurații, niște constelații stelare și așa mai departe. Și ce este ăla? Acela este modelul lui Campus Ptolemeu al Universului. Deci, practic, Pământul este plat, adică podeaua, și ne vedem în sfera celestă, vedem cum se mișcă stelele. Nu este o singură reprezentare a planetarului, acel model din anul acesta, care și este foarte valabil, pentru că ce face Ptolemeu? Ne dă un model de explicare a Lumii, așa cum îl putea reprezenta. Este pre-newtonian. Chiar de succes. De succes în sensul ăsta. Deci, atenție, faptul că Ptolemeu a fost folosit în mod ideologic de anumite interese politice de curs istoric, nu înseamnă că a spus prostit. În niciun caz. Adică, pentru înțelegerea de perioada greco-romană, a fost tare de tot. Iar un exemplu pe loc. Da. Alina, mă spărăm pe tine să te văd cu volumul mână. Mi-a arătat tot ce eu cred că am încercat. Da, bine. Evident, am spus că încă nu am bun. Acum îmi zice că... E foarte mult de poate, că te văd un pas pe ce se întâmplă. După ce zic, acum... Cred că e posibil un astfel de moment, pentru că, efectiv, vorbim avea mai târziu la temele pe care le-ați propus pornind de la problematica acestei cărți. Mă gândeam la utopia matematică și utopia artei din Avalon. Să întâlnesc, mi se pare, puțin mai devreme căutam acel citat care este parte din Avalon și mă gândeam la utopia matematică și utopia artei, o idee care mi-a venit acum, o paralelă între problematica acestei cetăți ideale, utopia în sensul de cetate ideală, din Avalon și mi se pare că, n-am pus o întrebare, e doar o reflecție prilejuită de discuțiile pe care tocmai le-ați avut. Mi se pare că adâncul acestei care nu creste, programul de la Irlanda și politica locului de fund, completează într-un fel istoria unui traseu al urmării, care, ca fădă, mi se pare, și nu cred că mi se pare de a mie, o valoare exemplară în Avalon, ca și în celălalt, care lui Bogdan Suceavă. Asta este o observație. Am mai multe observații vis-a-vis de această carte, care e o carte interdisciplinară, de critică culturală, într-adevăr, nu e critică literară. Este mult mai mult decât atât și mult mai ușor de asimilat și o lectură mult mai plăcută, dincolo de critica culturală, e vorba despre filozofia științei și istoria ideilor, domeniu foarte bogat pe care îl văd ilustrat, inclusiv o publicație de mare prestigiu. N-am să dezvolt,
Cred că este una dintre cărțile care ar putea ajuta pe elevii mai puțin prieteni cu matematică și pe aceștia, și pe aceia care sunt mai puțin prieteni cu normal, cu adesea, poate, pentru că, dincolo de ezoterismul spiritului divanu, există un ezoterism obscuritat, de obscurizare, ambiguizare a limbajului critic. Poate și ține și de dominanța remarcată de tinerii critici din generația 2000, impresionistă, literaturizată, poezia e grea pe scurt, nu? Am dreptate. Matematica e grea, așa. Critica cumva face și mai dificil de înțeles, cel puțin în anumite cazuri. Nu e cazul acestei cărți, care este absolut fascinantă. Ziceam că abia acum fac legătura între utopia matematică, acum și de despre utopie, trebuie să fiți toleranți cu mine. Și degeam în minte teoria utopiei, inclusiv a utopiei epistemologice, științifice, cu care a fost asociat numele lui Descartes. Cartea din Bogdan Suceava, am găsit acest citat care apare ca un soi de punere în abis, e citat Barbu cu un text care explică. E o punere în abis și pentru ceea ce găsiți în această carte. Explică și umanismul cel nou, nu intrăm în metapolitică și urmă. Nu. Și eclectismul luminat, găsiți un alt fel de eclectism luminat. Unul care ține de epoca noastră și nu de bună aceea a ideilor, a esențelor, la care se gândea. Deci un alt fel de eclectism luminat, unul la care, care nu doar de contemporan cu noi, la care am putea avea acces chiar și cei care sunt oameni. Un pic, ca să chemăm pe notă motivațională, foarte greu, critica îl face și mai greu, dar matematica e imposibil. Îmi glumesc, desigur. Și eu m-am gândit, Alina e mai curajoasă ca mine, recomandându-vă românii Bogdan, și eu m-am gândit, în termeni foarte pragmatici, cât de mult aș recomanda genul ăsta de apropiere teoretică de Barbu, în rele care dau bacul pe Barbu, pentru că s-ar putea să fie un element, o lectură atât de nouă, cât să ne liniștească puțin canalul de corectură. Trebuie să vă spun, asta este roce de cumă. Deci, perioada unui eveniment la ea această toamnă, e o sală plină cu elevi, stăm de vorbă, totul e minunat. Eu mă entuziasmez din nou, îl povestesc despre eu în bar, îi explic. La sfârșit, unul dintre elevi, să dă eu bar cu la bar. Dincolo de asta, eu sper că sunt absolut de acord cu tine, că e o carte scrisă cu toată inteligența, cultura și erudiția pe care le puteți constata la Bogdan Pediu, ca să spun așa. Pentru că, până la urmă, dincolo ce scris în cărțile tale și veți descoperi în ceea ce a scris Bogdan Suceava, marele prozator al generației 90-2000 care este, veți descoperi aceeași combinație de inteligență, căldură, curiozitate, da, spirit sintetic, lărgime de vederi pe care o vedeți aici și cred că până la urmă asta este lecția pedagogică fundamentală. Ce să spun, Bogdan? Mulțumesc tare mult pentru discuția de azi. Vă mulțumesc că ați fost aici. Vă reamintesc că de la ora 18 la Librăria Humanitas vom avea o a doua întâlnire cu Bogdan Suceava, unde vom continua unele din lucrurile începute aici. Dar vom încerca o privire, cred, mai
mai apropiată literaturii tale în ansamblu. Și o să vedem, unde sunt foarte și discuțiile de acolo. Da, și fii de mulțumesc, să vă mulțumesc foarte mult pentru că în perioada asta prea dificilă, cu creva și cu copilul noastră, și fii de mulțumesc, dați-mi voi să vă povestesc puțin despre soția mea, care n-a avut de-a face nimic cu matematica și care la un moment dat, după ce m-a suportat foarte multă vreme, scrie și am uitat după povestea despre spun mie ce vreau să fac. Ce am ascultat? Nu are nicio legătură cu ceea ce eram în bucătărie și mi-a zis așa, te rog frumos. Să terminați cu cartea publicată, cu cartea apăruse. Te rog frumos, începe